În acest weekend, mai precis în zilele de 5 și 6 aprilie, în Onești are loc finala campionatului național de judo U16. E prima dată când se desfășoară o competiție de nivelul ăsta în Onești? Este prima dată în ultimii 30 de ani când Oneștiul găzduiește o competiție de o asemenea învergură. Cel puțin după Revoluție, sigur, nu s-a ținut o asemenea competiție. Competiție organizată cu sprijinul tuturor. M-au ajutat, în primul rând, m-au ajutat Consiliul Local Onești, Primăria Onești, cei de la Federația Română de Judo, profesorii de la secția. Deci toată lumea a fost aproape de mine și am reușit să atrag această competiție spre Onești. E greu să organizați o astfel de competiție? Fiind prima pentru mine, mi se pare destul de greu. Dar asta nu înseamnă că nu va ieși și bine, nu? Eu sunt convins că va ieși foarte bine, nu bine. La finala campionatului național de judo, U16 s-au calificat 400 de sportivi legitimați la peste 60 de cluburi din toată țara. Oneștiul va fi reprezentat de două cluburi, CSS Onești și CSM Onești, iar din Bacău vor participa alte 4 cluburi. Obiectivele propuse ar fi cât mai multe medalii pentru cluburile din Onești, pentru cluburile din județul Bacău, de ce nu? Avem și invitați cu nume de notorietate? Invitați la această competiție, în primul rând va veni domnul Covlea Marian, secretarul Federației Române de Judo, va veni domnul Jebeleanu, care este președintele Comisiei de Arbitri și încă 4-5 oficiali de la Federație plus Comisia de Arbitri. Finala campionatului național de judo Under 16 este prima competiție de asemenea învergură desfășurată în Onești după 1989.